Fiți binecuvântați, dragilor! Vă aduc salutările Casei Închinării, Bisericii Casei Închinării din Timișoara, care vă iubește, care se roagă pentru voi, care se bucură de propășirea care o aveți, se bucură de lucrările pe care Dumnezeu le face în mijlocul vostru. Sunteți extraordinar de frumoși în această dimineață. Poți să spui la vecinul tău, arăți bine în dimineața asta. Arăți bine în dimineața asta. Arăți bine în dimineața asta. Doamne. Dragilor, C.S. Lewis, e cineva favorit al lui C.S. Lewis, spune așa, spune el o vorbă: dacă cauți o religie confortabilă, să nu cauți creștinismul. Dacă tu cauți o religie în care tu să te simți bine, tu să te simți în centru atenției, tu să te simți cel mai, să n-alegi creștinismul. Poți alege altceva, dar creștinismul niciodată n-a fost o religie sau o credință confortabilă. Creștinismul niciodată nu a fost o credință confortabilă. N-a fost o credință confortabilă, este exact opusul a ceea ce lumea de astăzi ne încurajează. Îți place acolo? Mergi. Nu-ți place? Nu te du. Ești important acolo? Îți place cum te plătește? Nu-ți place? Nu te mai du acolo. Îți place aia? Acolo ia mai ieftin, acolo afară. Deci alegem lucrurile care sunt cele mai ușoare. Creștinismul nu este o religie, nu este o credință confortabilă, în care să mă simt confortabil. Oh, cântați-mi cântările alea, că alea-mi plac mie. Cea mai mare provocare a închinării nu este în cântările care nouă ne plac. Aer, cea mai mare provocare a noastră de închinare nu este în cântările care nouă ne plac, ci cea mai mare provocare... Johnny, ciao! Cea mai mare provocare... Ai venit să vezi dacă predic bine, da. Cea mai mare provocare a noastră este în cântările care poate nu ne plac cel mai mult, care nu ne sunt cel mai convenabile sau confortabile, care poate le-am cântat toată săptămâna. Cea mai mare provocare, și Dumnezeu provoacă viața noastră spirituală. Și astăzi am venit să predic beneficiile supunerii. Și este un subiect inconfortabil. Este un subiect inconfortabil a te supune. Să fii un om supus. Să fii o femeie supusă. Să manifest supunerea este un lucru foarte greu. Și aș dori să spun câteva lucruri. Arhitectura împărăției lui Dumnezeu și a împărăției cerurilor stă pe ceea ce se numește autoritate spirituală. Repet lucrul acesta. Arhitectura împărăției lui Dumnezeu și a împărăției cerurilor stă pe ceea ce se numește autoritate spirituală. Nu sunt numai legile împărăției, dar există și o ordine și o autoritate în cadrul împărăției lui Dumnezeu. Există o ordine, o autoritate care vine de la Dumnezeu. În acest univers există autoritatea, ordinea și ascultarea de guvernarea lui Dumnezeu. Sau există răzvrătirea guvernată de cel rău și supușii lui. În universul acesta există ori împărăția lui Dumnezeu care îi se supune lui Dumnezeu, ori împărăția răzvrătiților, ar celor căzuți, care nu se supune lui Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu guvernează în univers, El a delegat autoritatea Lui peste biserică, peste conducerea bisericii care este chemată de a o manifesta în folosul comunității. Așa cum Dumnezeu guvernează universul, El a lăsat această guvernare peste biserică prin oamenii pe care El i-a pus. Dumnezeu a numit, Dumnezeu a chemat, Dumnezeu a format, Dumnezeu folosește și în felul acesta Dumnezeu își manifestă autoritatea Lui pe pământ, în biserică, prin acei oameni pe care Dumnezeu i-a chemat să conducă. Prin acei oameni pe care Dumnezeu i-a pus, i-a însărcinat, i-a uns, le-a dat daruri pentru aceasta. Biserica este chemată să se supună autorității spirituale instituite de Dumnezeu. Dacă ești de acord, poți să spui amin. Mulțumesc pentru câțiva amin. Biserica este chemată, ascultați-mă, lucru foarte serios. Este chemată de bună voie și nesilită de nimeni, cu drag.
beneficiind de beneficiile acestui lucru, să se supună autorității spirituale pe care Dumnezeu a lăsat-o în biserică. Există o legătură directă între ascultarea de autoritatea spirituală și manifestarea autorității spirituale. Există o legătură directă. Cu cât autoritatea spirituală va fi înțeleasă și ascultată și va funcționa mai bine, cu atât împărăția lui Dumnezeu va fi mai puternică și lucrarea împărăției se va extinde. Cu cât ascultarea, cu cât înțelegerea, cu cât lucru împreună, cu cât împuternicirea liderilor va fi mai puternică, cu atât împărăția va crește și se va extinde. Supunerea și ascultarea, dacă sunteți de acord, puteți să dați din cap, nu sunt ușoare. Pentru mine n-au fost ușoare totdeauna, poate pentru Adi a fost mai ușoare. El e un om mai blând ca mine. Nu sunt ușoare. Ceea ce vorbesc în această dimineață despre supunere și ascultare, nu sunt ușoare. Ne trebuie ceva. Unul, ne trebuie revelație. Ne trebuie ceva supranatural, ceva Dumnezeu să pună, să lucreze în inima noastră. Ca să avem ascultare, să putem să ne supunem, trebuie ceva să se întâmple în lăuntru nostru. Trebuie ceva ca Domnul să fi lucrat în lăuntru nostru. De ce, frate Pică? Simplu, pentru că inima mea și inima ta sunt răzvrătite. Sunt încăpățânate. Recunoaște cineva lucrul acesta? Despre mine este vorba aici. Am o inimă, se împotrivește de multe ori. Când îmi spui ce să fac, imediat ce spun? Dar de ce trebuie să fac? Dar nu am chef să fac, dar nu fac acum. Deci avem o inimă răzvrătită. Supunerea și ascultarea, avem nevoie de revelație, dar mai avem nevoie de ceva. Avem nevoie de smerenie. Smerenie. Ca să te supui, ai nevoie de smerenie. Dacă n-ai smerenie, nu te chinui, că n-ai cum să te supui. N-ai cum să te supui, pentru că smerenie este o condiție esențială. Să te supui și un duh al ascultării. Este grea, da. Acum, ascultați-mă că vreau să vă zic un lucru. Ce l-am citit săptămâna asta, o revelație care e tare de tot. Nu știu care e imaginația voastră, Adam și Eva, care a fost fructul acela oprit. Ce fruct a fi fost? Nu știe nimeni ce fruct a fost, da? Dar ei au întins mâna spre ce pom? Auziți bine. Spre pomul cunoștinței binelui și răului. Spre pomul cunoștinței binelui și răului ei au întins mâna. Independenți față de Dumnezeu, ei au întins mâna spre acest pom. Fiecare din noi avem în noi, în noi, în natura noastră, cunoașterea binelui și a răului fără Dumnezeu. Fără Dumnezeu. Noi putem chiar fără El să spunem, aia e bine, aia e rea. Lucrul ăla e bun, lucrul ăla e rău. Lucrul ăla fă-l, ăla nu-l fă-l. Noi avem în noi lucrul acesta fără Dumnezeu și aici este sursa căderii. De multe ori, pastor, vă spun lucrul acesta, am analizat lucrurile, nu împreună cu Dumnezeu. Nu, Doamne, spune-mi care e binele sau care e răul, ci de multe ori în viața mea m-am luat după cum am gândit eu că e bine sau e rău. Dragilor, binele și răul trebuie analizat împreună cu Dumnezeu. Altfel mă hrănesc din acel loc al căderii. Oh, eu văd binele lucrul ăla, sau nu ea. Dumnezeu spune poate altceva de lucrurile respective. Și eu trebuie să trăiesc în acest loc al dependenței mele. Dependenței mele de Dumnezeu. Și astăzi vorbim despre binecuvântarea lui Dumnezeu care vine ca rezultat al supunerii noastre. Când vorbim despre a ne supune, despre o cultură a onoarei, ea se raportează la orice persoană, la lideri, la părinți, la bunici, la profesori, la șefi, la conducătorii țării, primărilor, liderii bisericii, bătrâni, orice persoane care au făcut ceva remarcabil. Nu este vorba doar, așa, cum fiți atenți la un lucru. Cine se supune în biserică unei singure persoane, nu știe ce înseamnă supunerea și ascultarea. Cine se supune în biserică unei singure persoane, nu a înțeles pe ce se bazează autoritatea împărăției lui Dumnezeu. Supunerea nu este față de o singură persoană. La mine în biserică sunt oameni care știți ce fac. Spun așa, dacă spune fratele Pică, păstorul Pică, mă supun.
Fac lucruri respective. Dacă spune alt lider din biserică, deja nu mai mă supun, nu mai mă simt confortabil. Nu, el este. Autoritatea de care Biblia și Dumnezeu vrea să o aducă nu este autoritatea unui singur om, ci este autoritatea delegată prin care se conduc lucrurile în biserică. Nu poți să te supui unui singur om și nu trebuie să te supui datorită omului, ci datorită ungerii, autorității, chemării lui Dumnezeu care o are peste un om, ca să-ți aducă binecuvântare ție, ca să aducă binecuvântare. Mi-am dat seama că sunt unii oameni care dezonorează conducerea bisericii, iar alții care o divinizează. Sunt oameni care dezonorează conducerea bisericii, leadership-ul, lideri, când aud de lideri, deja îi apucă durerile de măsele, de cap, vor să iasă afară, deja e prea mult pentru ei. Sunt unii care divinizează, sunt unii care dezonorează. Noi trebuie să ne supunem să ascultăm, nu omul, ci ungerea, chemarea, darul pe care Dumnezeu i-a pus peste oameni. Lucrul acesta este sănătos, lucrul acesta este bun, prin lucrul acesta se întărește împărăția lui Dumnezeu. Prin lucrul acesta se întărește lucrarea lui Dumnezeu. Haideți să mergem puțin mai departe. Vă spun, mesajul acesta s-ar putea să vă dea de gândit sau s-ar putea să nu fiți de acord și nu-i problemă. S-ar putea să nu fiți de acord cu toate lucrurile care le auzi dimineața aceasta. Să spui, băi Adi, băi Claudius, pe cine ai chemat aici? Ce să ne vorbească, fratele Pică? De supunere, de lucrurile acestea, vrem să vă auzim ceva de binecuvântare. Da, Dumnezeu te binecuvintează prin supunerea ta. Nici nu-ți dai seama ce binecuvântat ești. Nici nu-ți dai seama ce libertate vei avea în viață dacă vei învăța această lecție a supunerii. Această lecție binecuvântată a supunerii noastre. Și aș dori să vă spun un lucru care mi se pare important. Noi nu avem dreptul să judecăm autoritățile spirituale din alte biserici. Aud un amin, un aleluia, așa este. Dragilor, noi nu avem dreptul să judecăm autoritățile spirituale din alte biserici. Ce fac, ce nu fac, ce fac diferit decât noi, că-s mai jos, că-s mai sus, că e așa, 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 noi suntem acolo, ei sunt acolo, lucrul acesta nu ne aparține nouă și Dumnezeu ne cheamă pe noi, n-avem dreptul să facem lucrul acesta. Frate Pică, dar dacă am făcut, am păcătuit, cu siguranță da. Se pocăiește cineva în această dimineață? Nu avem voie să judecăm autoritățile din alte biserici. Este chemarea lui Dumnezeu să facă ordine în alte biserici. Treaba noastră nu este să judecăm, treaba noastră este să chemăm binecuvântare. Doamne, binecuvintează pe frate. Dimineața asta, din întâmplare, nu deschid niciodată televizorul, tembelizorul dimineața. Duminică dimineața nu există televizor la mine în casă. Am deschis dimineața. Nu era post creștin. Nu era un post ca și Alfa Omega și așa, deschis și era un preot. M-a șocat. Fiți atenți ce a spus preotul ăla. Am chemat credincioși, era ortodox, am chemat credincioșii ortodoxi 24 de ore pe zi să vină, să-și ia o oră, să citească psalmi și să se roage. Poftim! M-am șocat! Am chemat credincioșii 24 de ore să vină, să se înscrie și au făcut liste și au spus tu te rogi de la ora aia, tu citești psalmii aia de la ora aia, de la ora aia fă lucrurile acestea. Este treaba lui Dumnezeu împărăția lui, treaba lui Dumnezeu. Noi n-avem împuternici, n-avem chemarea aceasta să vorbim despre biserica este așa, aia are cor, nu-mi place corul, aia are orchestră, nu-mi place, aia are corul vânătorilor, nu-mi place, corul nu știu care, aia e așa, e așa, nu avem niciun drept sub soare să judecăm, ci doar avem dreptul să chemăm binecuvântarea lui Dumnezeu peste fiecare biserică, să binecuvântăm pe frații noștri care sunt foarte diferiți decât noi, bineînțeles, care îl cheamă pe Iisus Hristos ca Domn, acea biserică, nu alte lucruri, biserică creștină, să-i binecuvântăm pe frații noștri. Și acum haideți să vă spun un alt lucru. Este ușor sau greu să te supui? Uneori da, alteori greu să te supui. Și vă spun din ce cauză. Fiecare dintre noi avem câte un bagaj în spate, nevăzut. Un bagaj. Și primul bagaj este perspectiva familiei și anturajului nostru. Cum ai fost crescut în casă? Ce ai văzut în casă? Ai văzut ascultare? Ai văzut ordine, frumusețe în care mama și tata erau împreună? Îți va fi mai ușor să te supui dacă ai văzut asta. Dacă în casă nu exista, dacă mama spune, lasă-l pe tată tu.
Iar o făcut, iar o cumpărat, nu știu ce, iar i-am zis să cumpere ceva și a uitat lista. Iar face nu știu ce și îl dezonorează pe tatăl în familie. Lucrul acela, văzându-l, ceva s-a implementat în tine, ceva ai văzut, un model a fost peste tine. Că de fapt mama conducea sau mama îl dezonora pe tatăl care l-avea acolo, lângă ea. Și nu-ți dai seama, dar le porți lucrurile acestea cu tine. Perspectiva familiei, anturajul. Dacă ai avut o gașcă de prieteni care vorbeau de rău, biserica, și liderii, să știi că ceva s-a implementat în tine. Dacă ai avut prieteni care cu ușurință spuneau, a, nu mi-a plăcut de Adi astăzi, parcă săptămâna trecută era mai zglobiu, era mai puternic, era altfel, bă, nu mi-a plăcut predica asta, oh, nu mi-a plăcut închinarea asta, vreau mai mult cu Duhul Sfânt, vreau mai mult cu altele, oh, nu mi-a plăcut, dacă ți-ai permis sau ai o gașcă din asta, dă voie să spun, ori schimbi tu pe ei, ori schimbă-ți gașca. Că îți face rău. Îți face rău o gașcă, prieteni care vorbesc de rău. Ceva vine peste viața ta atunci când tu asculți lucrurile respective. Alt lucru pe care vreau să spun. Care este experiența pe care noi o avem cu conducerea bisericii? Când te gândești în spatele tău, gândești la binecuvântare sau ai multe lucruri de zis? Sau ai multe lucruri de comentat? Ai iertat totul ce trebuia iertat? Dacă ai iertat, poți să spui, da, flutură, un batic, un steag, ceva. Ai iertat tot ce a fost. Când te gândești în spatele tău la liderii pe care i-ai avut, care sunt cuvintele care ai... Dacă ar trebui să-i descrii. Liderul ăla care m-a creat, unde am fost? Biserica Philadelphia, pot să spun așa, Biserica Philadelphia. O mai fost cineva în Philadelphia de aici? Așa, uite câțiva care au fost în Philadelphia, Domnul să vă binecuvinteze. Dacă ar trebui să scriem ceva, am scrie cuvinte frumoase și bune de Dumnezeu, cum Dumnezeu ne-a crescut acolo, ce păstor am avut, ce lucruri frumoase au fost acolo. Cu acestea am rămas. Acestea le spun copiilor mei. Cu acestea continui, următoarea etapă a vieții mele, fiecare etapă a vieții, Biserica Agape în care am fost, poți să spui lucrurile frumoase, lucruri bune și binecuvântate care au fost, cele care nu ți-au făcut bine, le-ai lăsat în spate, ai trecut de ele, sunt înmormântate, ai iertat tot ce trebuia iertat? Când te gândești la liderii pe care i-ai avut, ai cuvinte de judecată în mintea ta și în inima ta? Ascultă-mă, dacă ai cuvinte de judecată și neiertare, dacă încă când îi vezi, pui o ștampilă pe fruntea lor, nu i-a iertat. Nu i-a iertat încă. Nu i-a iertat. Și nu poți să te bucuri de ceea ce Dumnezeu vrea cu viața ta, pentru că tu nu ai iertat. Pentru că n-ai trecut peste. Pentru că nu te poți întoarce să spui, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă dea propășire lucrării voastre. Încă ai în inima ta, încă ai poate resentimente, încă ai poate acțiuni care le-au făcut și nu ți-au plăcut, încă poate sunt lucruri care te-au deranjat. Ascultați-mă. Este foarte important pentru noi. Vrem să ne supunem, dar dacă n-am învățat sau nu ne-am eliberat de lecțiile trecutului, a experienței din trecut, nu voi putea merge înainte. Perspectiva noastră culturală, n-a să-mi spună cineva, dacă poporul român este un popor supus, perspectiva noastră culturală, ca națiune, noi suntem un popor supus? Suntem o națiune care ne onorăm unul pe celălalt? Suntem o națiune care onorăm liderii care avem? Să vă mai zic ceva. În cadrul nostru ca națiune există o naționalitate care își onorează liderii, părinții, mai mult decât o fac românii. Știe cineva cine sunt ăștia? Țiganii. Ascultați-mă. Țiganii își onorează părintele mult mai mult decât o fac românii. Își onorează. Perspectiva noastră culturală este un faliment. Toată societatea, vedeți? Punem, de exemplu, votăm pe cineva. Votăm. După scurt timp, ce se întâmplă? Nu-i bun. După scurt timp, nu-i bun. Nici celălalt. Și acum ne uităm în urmă și spunem, dar nici Băse n-a fost bun. Dar așa, ce minune a făcut și ăla. Și am crezut că e trimisul, și am crezut că e unsul, și am crezut că toate lucrurile le face bune. Și am văzut, perspectiva noastră culturală, perspectiva noastră este că noi suntem ca națiune, noi nu suntem o națiune care să se supună ușor.
Noi nu suntem o națiune obișnuită să onoreze. Uitați-vă, dacă vă uitați la diverse filme, în special cultura asiatică, acolo onoarea față de părinte, față de bătrân. Mi-aduc aminte, am fost într-un an în Norvegia, foarte interesant, mergeam cu trenul și dintr-o dată era o gașcă de tinerei, mergeau la școală. Gălăgie, era înainte de a urca în tren, strigau, se împingeau unii în alții, era show acolo, ne gândeam, vai, vă dați seama, până ăștia intră aici, o să stea pe lângă noi, o să urle, o să se împingă, o să fie circ. Șoc și traumă, nu traumă, șoc. Cum au intrat într-un tren, acești norvegieni tineri, nici unul n-a vorbit. Au stat pe scaune până au coborât din respect față de cei care erau în vârstă acolo. Din respect față de alții, n-au vorbit, n-au chicotit, nu s-au împins nimic. Și i-am urmărit când au ieșit din tren, cum au ieșit afară, cum din nou. Au început să urle. Vedeți, respect. Noi ca națiune n-am învățat lucrul acesta. Să onorăm, să ne supunem. Pentru noi cultural nu avem obișnuită în viața noastră. Dar Biblia ce spune despre supunere? Ce spune despre supunere? Ce citim în Biblie? Oricine să fie supus stăpânirilor cele mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Spuneți împreună cu mine, au fost rânduite de Dumnezeu. Au fost rânduite de Dumnezeu. Roman 13 cu 1. Stăpânirile care sunt și cele care nu-mi plac mie au fost îngăduite? Îți spun da. M-auziți? Da. Și stăpânirile care nu-mi plac, care nu le-am votat, au fost rânduite de Dumnezeu? Ascultați-mă. Da. Și dacă fac lucruri care nu-mi plac mie sau nu sunt chiar drepte, au fost rânduite de Dumnezeu odată? Fiți foarte atenți la lucrul acesta. Biblia spune că au fost rânduite de Dumnezeu, au fost rânduite. Oricine să fie supus, ascultați de mai marii voștri și fiți-le supus, spune Biblia în Evrei 13 cu 17. Că cei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele. Pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie. Păstorii și liderii ar trebui să fie cei mai bucuroși oameni. Amin? Amin, unii zic da, alții nu. Bun. Mergem mai departe. Vă rugăm, fraților, vă rugăm. Biserica Lumina, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi. Pe toți care se ostenesc. Pe cei care au fost la ușă, să-i priviți bine. Când plecați acasă, puteți să le dați o îmbrățișare sau o ciocolată de lapte. Așa. Să-i priviți bine pe toți care fac ceva. Care au cântat în dimineața aceasta. Toți să-i priviți bine, să-i dați o îmbrățișare, să le spuneți un cuvânt, că am fost binecuvântat de predica ta, am fost binecuvântat de închinare în această dimineață. Vai ce m-a binecuvântat basul cu care ai cântat. Unii mă prind. Așa, bun, mergem mai departe. Să-i prețuiți foarte mult, spune Biblia, în dragoste din pricina lucrărilor. Trăiți în pace între voi. Asta este voia lui Dumnezeu, trăiți în pace. Să fie pace, în lume n-are cum să fie pace fără Hristos. În biserică trebuie să fie pace împreună cu Hristos. Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste. Mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și învățătura pe care o dau altora. Că Scriptura zice să nu legi gura boului când trăieră bucate și vrednic este lucrătorul de plata lui. Și împotriva unui prezbiter, m-au zis bine, să nu primești învinuire decât din gura doi sau trei martori. Și acum un verset care e frumos, Galateni 6 cu 6. Cine primește învățătura din cuvânt, știe cineva continuare? Să facă parte din toate bunurile lui și celui ce-l învață. Ce vă vorbește vouă cuvântul acesta? Ce vă vorbește? Vi se pare că are un mesaj în el? Cine primește învățătura din cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce-l învață? Este un cuvânt care se aplică și nouă? Este un cuvânt în care putem să facem ceva diferit decât am făcut până acum? Să facă parte din toate bunurile lui. Nu știu care e bunul pe care tu îl ai. Poate e prăjitura cu dovleac. Poate e altceva. Biblia spune, fă parte din toate bunurile tale. Și celui care te învață. Frate Pică, dar chiar așa ar trebui noi să ne purtăm cu liderii noștri? Cu cei care sunt puși lideri în biserică? Și eu îți spun astăzi, cu cea mai mare siguranță, da,
Chiar așa. Da, chiar așa. Frate Pică, e greu lucrul ăsta? S-ar putea să fie foarte greu. Mai departe, un alt cuvânt spune în Scriptură, fiecare din voi să cinstească pe mama sa și pe tatăl său. Spune cineva, amin? Fiecare din voi. O, frate Pică, da, mama mea nu-i pocăită. Dar tatăl meu este alcoolic sau tatăl meu, nu știu, Biblia nu spune numai pe aia care sunt așa să-i cinstești. Biblia spune, ai un părinte, cinstește-l. Onorează-l. Binecuvintează-l. Fii alături de el. Când trece prin situații grele, când are nevoie de ajutor, fii alături de el. Și mai departe, un alt verset care e frumos, Levitic 19 cu 32, să te scoli înaintea perilor albi și să cinstești pe bătrân. Să te scoli înaintea perilor albi și să cinstești pe bătrân, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Chemarea lui Dumnezeu este aceasta, să te scoli să cinstești pe bătrâni, să cinstești. De-aia mie nu-mi place când bărbații se vopsesc și am zis că eu nu o să vopsesc niciodată, nu-i judec pe cei care se vopsesc. Dar Biblia spune să cinstești, este o cinste. Este o cinste. Este o cinste pe care cuvântul lui Dumnezeu ne dă. Și acum o întrebare pentru fiecare din voi. Sunt liderii perfecți? Dar mai tare. Sunteți convinși că nu sunt perfecți? Nu există lideri perfecți. Nu există lideri perfecți. Nu există lideri perfecți. Slăbiciunea liderului va fi încercarea noastră. Slăbiciunea liderului va fi încercarea noastră. Slăbiciunea pe care noi o vedem în el va fi încercarea noastră. A te supune este o școală care se învață. Este o școală pe care noi o învățăm, pas cu pas învățăm lucrul acesta. Noi nu și lucrul acesta, cred că Duhul Sfânt mi l-a spus în dimineața aceasta. Noi ne așteptăm de multe ori, păstorul, liderii, toți care avem să fie în cea mai mare formă. E adevărat lucrul ăsta? Venim la biserică și spunem, o, să fie o predică, revelație, să mă miște, să fie Duhul Sfânt, la închinare, să-l văd pe îngerul așa, Gavril cum se coboară, să fie așa, frate, să mă aștept lucrurile acestea. Și se întâmplă de multe ori sau uneori, rare ori, foarte puține ori, să nu avem parte de lucrurile respective. Dar noi nu știm de fapt prin ce trece cel care predică. Noi nu știm de fapt tensiunile lui pe care el le duce cu el. Poate are tensiuni în familie pe care nici nu le știm. Mi-aduc aminte că vă spun lucrul ăsta. Mergeam, eram la Agape, lider de închinare, trebuia să conduc închinarea, mă grăbeam și la mijlocul drumului mă certam cu nevasta. Bine, frate Pică, tu te ceri? Da, mă certam cu soția mea. În așa hal mă certam cu ea, încât ea întorcea căruțul și pleca acasă. Și eu mergeam la biserică că trebuia să fiu cu față frumoasă și încurajator să încurajez. Nimeni nu știa. Nimeni nu știa. Sunt oameni, sunt lideri care poate n-au bani. Dar ei n-au să-ți spună niciodată că n-are bani. El se încrede în Domnul. Poate au probleme în alte direcții, poate au probleme cu ei, personal. Dragilor, nu vă imaginați că cei care stau în față, Dumnezeu nu-i formează sau nu-i trece prin cuptor sau nu-i trece prin situații grele. Ciclic, ascultați, vă spun ca pastor un secret. Ciclic, Dumnezeu mă duce în locuri în care n-am mai fost, în locuri grele, care nu le știu răspunsul, în care mă zdrobește, ciclic. Din nou ajung în zone, în lucruri care, situații care nu mai m-am confruntat niciodată, calea lui Dumnezeu de formare a fiecăruia dintre noi. Fiecare din noi trecem prin momentele acestea. Nu știi niciodată, nu sunt perfecți liderii, dragilor, nu sunt perfecți. Și dacă noi ne așteptăm ca liderii să fie așa cum noi vrem, niciodată nu o să ne supunem niciunuia dintre ei. Pentru că le vom descoperi slăbiciunile. Și acum o altă întrebare. Plătesc liderii pentru greșelile lor? Ce credeți? Plătesc liderii pentru greșelile lor? Unii nu sunt convinși de lucrul acesta. Dar vă zic eu personal, când eram un păstor asistent, eram în spatele păstorului mare, venea o stăgeată, venea o vorbă, pe el îl lovea primul, eu mă stăteam jos. În momentul în care am devenit păstor, greșelile mele m-au costat mult mai mult. Mult mai mult am suferit, mult mai mult m-au afectat, mult mai greu mi-a fost cu greșelile pe care eu am. Dar liderii plătesc pentru asta. Și o altă întrebare. Au liderii nevoie de ajutor în procesul conducerii? Au! Avem nevoie. Liderii au nevoie. Puncte de vedere cu atitudine bună.
au nevoie să știe, uite, asta este ideea, poate te poate ajuta. Și acum dați-mi voie să vă spun despre 5 principii extraordinare. Ascultarea și frica de Domnul se vede în modul în care noi ne cinstim liderii. Mesajul care vi-l spun acum este mesajul care l-am predicat cel mai mult. Cel mai mult din tot ce am predicat eu, oriunde, ăsta este mesajul care l-am predicat cel mai mult. Cel mai mult a fost solicitat mesajul acesta să predic despre onoare, despre ascultare, despre supunere. Este altceva când vine cineva din exterior să vorbească și era altceva dacă Adi se ridica să vorbească mesajul acesta. Ascultarea și frica de Domnul se vede în modul în care noi ne cinstim liderii. Dacă îl onorăm pe Dumnezeu, vom onora și oamenii pe care El i-a pus să ne conducă. Spune cineva un amin? Dacă doarme vecinul tău, dă-i un ghionț. Dacă nu a spus amin, uite-te la el, dorm frate, dorm soră. Dacă îl onorăm pe Dumnezeu, vom onora și oamenii pe care El ne-a pus să ne conducă. Nu putem să disociem autoritatea directă de cea delegată. Unii spun așa, eu mă supun lui Dumnezeu. Eu mă supun lui Dumnezeu. Ascultă-mă, dacă te supui lui Dumnezeu cu adevărat, te vei supune și autorității bisericii tale. Nu te poți supune doar lui Dumnezeu și cu autoritatea bisericii tale să fii în răzvrătire. Nu te poți. Nu funcționează, nu ajută, nu te ajută. Nu ajută biserica, nu ajută împărăția. Nu putem face lucrul acesta. Al doilea principiu, cinstirea, respectul și ascultarea de liderii tăi îți oferă și oferă bisericii unitate și funcționare sănătoasă. Este cineva care dorește unitate în Biserica Lumina? Funcționare sănătoasă? Funcționare sănătoasă? Nu merge altfel. Principiul democrației, dragilor, nu există în împărăția lui Dumnezeu. Fiecare face ce vrea, fiecare... Nu, există o coordonare și există un lucru sănătos. Și lucrul acesta, când îmi predicam într-o biserică, a venit un student de la management și a spus, pică, principiile ce le-ai spus tu și pe mine m-a învățat profesorul meu, că nu funcționează, nicio fabrică nu funcționează bine în care fiecare face ce vrea. Există cineva care conduce, există cineva care știe ce se întâmplă, există cineva care face lucrurile și unii cred că în biserică pot să facă ce vrea. Unii li se pare că asta e libertate. Asta nu e libertate. Asta nu e libertate. Binecuvântarea și protecția spirituală pentru tine și familia ta vine atunci când tu îți respecti și îți onorezi liderii tăi. Asta e tare principiul ăsta. Ești binecuvântat de slujirea liderilor tăi în măsura în care tu îi asculți și cinstești. Măsura în care tu îi onorezi pe ei, măsura în care tu îi cinstești pe ei, este măsura în care Dumnezeu îi va folosi pe ei pentru edificarea ta. Dacă în inima ta tu n-ai respect, onoare față de un lider în biserică, cineva care are daruri de la Dumnezeu, Dumnezeu nu se va manifesta prin ei pentru tine. Pentru că inima ta nu e deschisă. Și astfel cărarea, calea lui Dumnezeu de a te binecuvânta, este oprită. Măsura, dacă ai o măsură mică, și spui așa, pentru fratele Claudius, măsură mică sau mare? Da, nimeni nu spune nimic. Pentru fratele Adi, măsură mică sau măsură Adi? Mare. Acum e Adi aici, restul biserică, mare. Pentru frații prezbiteri, zi un nume de prezbiter. Dorele! Pentru fratele Dorel, cum ai tu inima ta, măsura ta de supunere, de ascultare, de recunoaștere, mare sau mică? Bine, ascultați-mă, a spus mare. În momentul în care treci printr-o situație a vieții, te duci la el? Pentru că tu crezi că Dumnezeu l-a uns și Dumnezeu l-a chemat și ceea ce el îți spune te va binecuvânta? Acest lucru înseamnă, nu doar, respect, Dorele, stai liniștit, tu ești liderul nostru, stai acolo până la capătul vieții să fii acolo, că te iubesc și mi-e drag de tine. Nu asta înseamnă. Nu asta înseamnă supunere. Nu asta înseamnă ascultare. Nu asta înseamnă loialitate. Nu asta înseamnă onoare. Ce onoare înseamnă? Să te duci la el pentru că îl vezi că e omul lui Dumnezeu și Dumnezeu îi va da un cuvânt pentru tine când treci printr-o situație grea, când ești în boală, când ești în încercare, când nu știi cum să te porți. Dumnezeu îi va da un cuvânt. Pentru că tu ai încredere. Împărăția lui Dumnezeu funcționează pe baza încrederii pe care noi o avem. Sunt binecuvântat de slujirea liderilor în măsura în care eu îi recunosc și ascult ceea ce Dumnezeu a pus în el. Dumnezeu îi folosește pentru tine în măsura în care tu ești deschis. Măsură mică, puțin va fi. Măsură mare, mare va fi. Când tu cinstești liderii, cinstea lor vine peste tine și te binecuvintează.
Când tu îți cinstești liderii pe care îi ai, cinstea lor vine peste tine și te binecuvintează. Când tu nu-ți cinstești liderii, când tu îți judeci liderii, necinstea ta față de ei va veni peste tine. Ce dorești? Care din ele le dorești? Nerespectul pe care tu îl ai va veni peste viața ta. Și acum auziți un principiu spiritual. Slujirea de eliberare, vindecare și binecuvântare se manifestă atunci când îți rezolvi problema cinstirii liderilor, autorității spirituale din jurul tău. Autoritatea spirituală și protecția se manifestă în supunere. Autoritatea spirituală. Nu te du în față să se roage pentru tine, frații, dacă tu nu respecti liderii. Pentru că tu ai șuntat autoritatea spirituală. Și după aia spui, nu s-a întâmplat, n-am fost vindecat, n-am fost ajutat, nu am căzut examene, nu știu ce. Nu te mira de lucrul acesta. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare din noi să respectăm, să onorăm ceea ce Dumnezeu a pus. Frate Pică, dar mie nu-mi place de liderul ăla. E problema ta. Și chiar ai o problemă. Dar frate Pică, dar parcă e mai potrivit altul. Dacă a fost numit delegat de liderul în autoritate și Dumnezeu îi recunoaște autoritatea pe care liderul a pus-o. Auziți-mă bine! Când liderul bisericii spune, de mâine tu vei fi lideră, soră, vei fi lideră peste cutare lucru, da? S-ar putea în jurul tău să fie încă 5 să spună, parcă nu e potrivită pentru lucrul acela, parcă nu trebuia ăla, parcă trebuia altcineva. Ascultați-mă! Datorită faptului că păstorul delegat al lui Dumnezeu uns de Dumnezeu a spus, tu vei fi lideră, Dumnezeu onorează ceea ce păstorul a spus. Și poate nu e cea mai potrivită, dar Dumnezeu onorează, pentru că Dumnezeu ceea ce unge, ceea ce face, darurile care le dă, El nu le trage înapoi. Și Dumnezeu o va împuternici și o va ajuta. Cum e lucrul ăsta? Greu de înțeles. V-am spus mai înainte, în împărăția lui Dumnezeu nu este democrație. În împărăția lui Dumnezeu nici roboți, nu roboți, nici democrație. Ci este o chemare pe care Dumnezeu ne-o dă și este o lucrare pe care Dumnezeu o face și Dumnezeu lucrează. Ignorarea și nesupunerea față de autoritatea pusă de Dumnezeu este păcat și întotdeauna are consecințe. O nesupunere, rebeliune. Mi-am permis să vorbesc de rău și să vorbesc de rău de ăla sau de ăla sau de ăla. Mi-am permis o mică, nu știu ce, să vorbesc lucrul acesta. Dragilor, ascultați-mă, să nu mai faceți lucrul ăsta. Nu vă ajută. Dacă ți se pare că nu face ceva bine fratele tău, dacă ți se pare că Adi ar trebui să vină în costum și cravată duminica dimineața, du-te și spune-o lui direct, Adi, nu mai fă lucrul, Adi, uite-te aia, dacă ți se pare lucrul ăsta. Dar nu vorbi de rău autoritatea spirituală, că faci rău bisericii, faci rău împărăției lui Dumnezeu. Nu vorbi pe la spate. A mai departe, principiul 6, dă onoare și vei primi onoare. Dă onoare și vei primi onoare. Recunoaște, și acum aș dori să închei cu câteva sfaturi practice. Recunoaște și fii în acord din toată inima ta cu toți liderii pe care Dumnezeu a rânduit în biserica ta, Biserica Lumina, biserica unde ești tu, fără să trebuiască să-ți demonstreze ție de ce sunt acolo și dacă merită sau nu merită asta. Recunoaște din toată inima ta și onorează toți liderii care sunt puși în biserică. Frate, bine că eu îl onorez pe păstor, nu-i destul. Onorează toți acei care sunt puși în autoritate peste biserică. Unii stau așa îngândurați, așa parcă se pune, dragilor, asta nu-i povară, ci asta e libertate. Asta e libertate, mă auziți bine? E libertate să poți să onorezi. Te duci într-un loc al libertății. În alt teren pe care poate nici nu l-ai trăit. Tu ai crezut că libertatea e să faci ce vrei tu. Nu ai libertate să faci ce vrei tu. Nu-i libertate să alergi prin tot felul de locuri. Dreapta și recunoaște și fii în acord din toată inima ta cu toți liderii pe care Dumnezeu i-a rânduit fără să trebuiască să-ți demonstreze. Nu îi compara cu alții. Dar ăla nu-i ca celălalt. Dar ăla mi-a plăcut mai mult. Dar ăla se poartă mai frumos cu mine. Dar ăla zâmbește când mă vede. Dar ăla dă mâna. Ăla e cam înfumurat, cam mândru, nu vorbește așa, e cam străin, cam de ăla nu-mi place, de ăla alt îmi place. Ăla e mai cu Duhul Sfânt, ăla se roagă mai tare. Ăla se roagă mai încet ca mine, de ăla îmi place mai mult. N-avem voie să punem așa liderii.
Liderii sunt chemați de Dumnezeu și chemarea mea și a ta este 1, 2, 3, câți lideri sunt în biserică? Să recunosc în adâncul inimii mele chemarea lui Dumnezeu peste ei, să spune am să ascult, am să-i onorez pe liderii pe care Dumnezeu i-a pus peste mine. Asta înseamnă calea împărăției lui Dumnezeu. Dacă ești de acord, poți să spui amin. Dacă ești de acord, spune la vecinul tău, zice bine, pică. Pică, zice, măcar asta. Bine, dragilor, mergem la punctul 2, suntem la lucrurile practice. Deci primul lucru, recunoaște în inima ta, trebuie să pocăiască cineva de lucrul ăsta. Să recunoaștem în inima noastră toți liderii care avem la biserica noastră și recunoaștem că e chemarea lui Dumnezeu peste ei, sunt binecuvântat cu ei, mă uit la ei și văd, ăla e lider pe care Dumnezeu l-a pus, ăla-l onorez, ăla-l onorez. Mergem mai departe la următorul lucru, dacă mai puteți, cinstește-i, respecte-i, ascultă-i, fără a avea un spirit de conveniență. Spiritul de conveniență spune, fac ce vreau, fac când vreau, dacă vreau, ce-mi convine. Mă cheamă liderul, la sfârșit, vrea cineva să rămână să ne ajute. Oh, chiar mi se răcește supa cu găluși, să mâncați voi. Tăiței, da, sau flechițe, sau tășcuțe, da, nu cu găluște. Am chinuit-o pe nevastă mea toată viața. Chiar supă cu găluște. Ce supă cu găluște? Vrei scandal în casă? Cinstește, respect, ce legătură are cu mesajul? Nici una. Fără a avea un spirit de conveniență. Ascult numai ce îmi place, când îmi place. Mă cheamă frații la rugăciune, să ne rugăm, avem nevoie de rugăciune. O, să văd care e programul, să văd numai ce, nu așa se face. O, să văd, frate Adi, dacă te pot ajuta, nu știu încă, să văd până la sfârșit, cu cine vorbesc, cum mă simt, nu așa. Asta înseamnă spirit de conveniență. Fac numai ce îmi place, când îmi place, dacă mă simt bine, dacă nu. Cinstește și respectă. Ai nevoie de dragoste, de umilință, de încredere. Cinstește, respecte, ascultă-i. Un al treilea lucru, roagă-te pentru toți liderii tăi, fără a avea un spirit de judecată, condamnare și corectarea lor. Întrebarea pentru Biserica Lumina. Câți dintre voi vă rugați regulat pentru conducerea Bisericii Lumina, să vă dăm mână sus? Câți vă rugați regulat pentru asta? Dragilor, cei care ați ridicat mâna sus, nu vă fie rușine, sunteți modele și exemple pentru toți restul. Auziți-mă bine. Sunteți modele, exemplu, chemarea. Chemarea noastră este să ne rugăm pentru liderii noștri. Liderii au nevoie disperată de rugăciunile voastre. Mă auziți bine? Liderii au nevoie disperată de rugăciunile voastre. Poate nu vi se pare, poate auziți cazul, oh, ăla e în spital, ăla e așa, repede să ne rugăm pentru ei. Ascultați-mă, liderii bisericii au nevoie disperată de ajutorul de călăuzire al lui Dumnezeu. Ei sunt asaltați de tot felul de situații, de tot felul de oameni, de tot felul de împrejurări, de tot felul de lucruri, de tot felul de influențe din partea celui rău. Ascultați-mă, ei au nevoie de putere, să fie susținuți. Ei au nevoie, dragilor, această dimineață vă spun, dacă tu să respecti autoritatea spirituală și tu nu te rogi pentru ea, cum zidești tu împărăția? Ce ajutor ești tu? Ești tu o binecuvântare? Sau ești o povară care trebuie dusă? Dumnezeu vrea să te ridice la un nou nivel, să fie o binecuvântare pentru liderii tăi. Roagă-te pentru ei. Roagă-te pentru ei. Când mergi cu tramvaiul, cu firobuzul, cu mașina, în loc să te uiți după motoare, după pistoale, după alte lucruri, mai bine stai și te rogi. Spui, Doamne Iisuse, binecuvintează liderii mei, binecuvintează. Puneți listă, puneți pe oglindă, nu știu unde stai cel mai mult. Poate femeile stau cel mai mult în bucătărie. E adevărat sau nu? Cam da, unele da, sau unele cu aspirator în mână. Puneți pozele liderilor tăi acolo și roagă-te pentru ei, roagă-te pentru ei, roagă-te pentru ei. Puneți poze cu ei, n-aveți poze cu liderii voștri, faceți, aduceți-vă aparatul, faceți-le poze. Puneți poze cu ei și roagă-te pentru ei. Au nevoie disperată de rugăciune. Poate nu o să vă spună lucrul acesta, poate rar spun. În momentele poate cele mai grele, dar ei în momentul cel mai greu, să știți, ei au fost obișnuiți să tacă cel mai mult când merg prin Valea Umbrei Morții, nu să zică despre lucrurile acestea. De aceea noi trebuie să ne rugăm pentru liderii noștri. Câți dintre voi au auzit lucrul ăsta acum dimineața și ceva se va schimba în ei? Roagă-te, roagă-te, roagă-te. Spune la vecinul tău în mod serios, roagă-te pentru liderii tăi. Spune la vecinul tău asta. Spune la vecinul tău asta, roagă-te pentru liderii noștri. Roagă-te și tu pentru liderii noștri. Roagă-te, au nevoie de rugăciune, au nevoie de susținere. Au nevoie, au nevoie, au nevoie. Bun, să mergem mai departe, mai departe, mai departe. Și am ajuns aproape de încheiere, frate Adi, aproape de încheiere sunt. Cere-le ajutorul.
Dragilor, cere-le ajutorul, respectă-le timpul lor, nu-i obosi după program cu poveștile tale și cu părerile tale. Nu știu de ce trebuie să spun asta. Eu am avut pe cineva la BIS care plăcea, rămânea la sfârșit, nu vorbea cu niciun lider, nu avea nicio treabă, el cu fratele Pică vrea să vorbească. Și am vrut într-o zi să văd cât o să vorbească cu mine. A stat jumătate de oră, n-am scos nici un cuvânt. De fapt, nici n-avea nevoie să-i spun nimic. Vrea să-mi spună el ceva. Ce vrea el? Ce-o visat? Ce-o văzut el săptămâna aia? N-a avut. Mi-a luat timp, jumătate de oră mi-a luat, în care puteam să mă rog pentru cineva, în care puteam chiar să dau un sfat la cineva. Asta înseamnă respectă-le timpul. Cere-le ajutorul când ești într-o situație. Cere-le ajutorul. Cere-le ajutorul lor. Și acum ascultați-mă. Este lipsă de respect și onoare față de lideri să te logodești și lor să nu le spui. Este lipsă de respect și onoare să nu mai vii la biserică 2 săptămâni, 3 săptămâni, să fii plecat, să nu spui la nimeni. Frate, nu te mai uita după mine. Am să lipsesc 3 săptămâni, mă duc să evangelizez în Papua New Guinea, sau mă duc să fac cu tare lucru, sau mă duc în așa, cu serviciu. Este lipsă de onoare și respect să dispar dintr-o dată din biserică. Mă auzi că, nu știu, ce, nu știi Pică, ce, nu știu unde a plecat? Nu știu, numai eu nu știu. Este lipsă de respect și onoare să nu spui liderilor tăi, uite, următoarele 3, 4, 5 săptămâni voi fi acolo. Lipsă de respect să te logodești, să apari, nu știi, ne-am logodit. Și atunci fratele păstor sau lider încearcă un zâmbet din ăla, poate ți-ar fi zis un cuvânt mai apăsat atunci, dar nu ți-l zice că totuși se mai și oprește. Este lipsă de respect, este lipsă de onoare. Este lipsă de onoare să faci lucrul acesta. Este lipsă de onoare să-ți iei bagajele, catrafusele și să pleci în străinătate fără să le spui lor. Mă duc la lucru în străinătate, dar nu spun la nimeni nimic. Nu le spun bisericii, nu spun. Este lipsă de respect și onoare să fii membru la Biserica Lumina, dar tu să te duci în alte locuri la biserică, fără să le spui. Să te muți în altă biserică, fără să spui liderilor tăi. Este lipsă de onoare și de respect. Este lipsă de onoare și respect să vii la Biserica Lumina, dar tu în biserica în care ai fost, n-ai dat mâna cu frații de acolo, nu le-ai mulțumit, nu i-ai îmbrățișat să le spui mulțumesc, am putut fi până în perioada asta la biserica asta. E lipsă de onoare și de respect. Fiecare din noi, asta se învață. Se învață. Din locul în care ai plecat, trebuie să pleci cu binecuvântare, cu zâmbet, cu mulțumire în inimă. Poate o să spună, nu te du la aia. Sau nu te du în parte. Asta, cine știe ce o să spună. Dar e lipsă de respect lucrul acela. Dacă ești într-o biserică, fii un om care respectă, fii un om care onorează, fii un om care binecuvintează. Deci cere-le ajutorul, spune-le despre viața ta. Un al cincelea lucru, cine iubește liderii, vă iubiți liderii. Amin, amin. Eu sunt cam obișnuit să cam vorbească în biserică, uneori trebuie să-i și opresc, că mai vorbesc alții prea mult sau prea tare. Cine își iubește liderii, îi și ajută. Au libertatea de a le răspunde din inimă, cu sinceritate, onestitate, deschidere și cu înțelepciune. Măi, Adi, uite, am o idee ce să facem, fain la biserică. Ar putea ajuta, ce zici? Ar putea fi bine? Nu-i bine? Și Adi spune, mă mai gândesc, mă mai rog. Claudiu spune, să mă mai văd. Frații mei, unde e călăuzirea voastră? Cât mai repede. Ajută-i, spune-le ideile pe care le au, ideile pe care tu le ai. Fii deschis în fața liderilor tăi, fii deschis, comunică cu ei. Nu privi că liderii sunt undeva la învon și tu ești undeva în biserică, o aia bună care nu mă atace. Da, așa se fac, cum ziceți voi. Și nu, dacă ai idei bune pentru Biserica Lumina, spune-le. Vino cu idei. Și spune, nu numai cu idei, dar pune și... Sunt mulți care au idei multe bune, dar nu știm cine le face, doar au idei. Nu, spune, uite, am putea face lucrul ăla mai bun, am putea face publicitate mai bună, am putea face aia mai bine, aia ar putea să, am putea, sunt oameni chemați. Ascultați-mă, nu toți păstorii au toate darurile. Unii sunt foarte buni pe management, au organizarea foarte bună, unii sunt foarte buni pe spiritual, dar n-au managementul, nu știu.
unii sunt buni pe un anumit segment și tu dacă ești bun pe un anumit segment, ai studiat, du-te și spune, lasă-mă, ajută, vreau să fac cu tare sau cu tare, ajută-i. Numărul 6, protejează imaginea liderilor tăi, fiind conștient că Satan este tatăl denigrărilor și răzvrătirilor împotriva liderilor. Poate n-ai știut asta. Satan este tatăl denigrărilor și răzvrătirilor împotriva liderilor. El va lucra din greu. Exagerare, interpretare, imaginație, intuiție bogată, neadevărul, zvonuri, bârfe, mici corecturi. Oprește bârfa. Oprește bârfa. Dacă ești într-un grup și oamenii încep să vorbească rău de liderii tăi, oprește-i. Spune, nu, nu e ok să spui lucrul ăsta de liderii mei. Dacă ai ceva să-i spui, du-te, spune-o în față. Și dacă nu te duci tu să-i spui în față, am să-i spun eu în față ce spui tu de el. Parcă era, vine cineva la tine și spune, zic eu, dar să nu mai spui la nimeni. Să nu mai spui la nimeni. Nu cumva să spui că ai auzit de la mine. Nu cumva să spui lucrurile acestea. Vedeți, astea sunt vulpile mici care distrug lucrurile. Ascultați-mă. Dacă, și lucrul acesta, ai avut vreodată parte de un grup sau oameni care au spus rău de lideri? Ai avut vreodată? Fii foarte atent la asta. Nu-i lăsa să spună lucrurile despre lideri. Apără onoarea liderilor tăi. Apără onoarea liderilor tăi. Și ultimul lucru pe care l-am aici, binecuvintează-ți liderii. Binecuvintează-ți liderii pe care Dumnezeu ți-a dat. Cum, în ce fel poți să fac lucrul acesta? Să spun, în primul rând, și lucrul ăsta, iară suntem corigenți ca națiune. Mulțumește-le verbal. Spune-le, am fost binecuvântat de slujirea ta, Adi. Am fost binecuvântat de slujirea voastră la închinare. Am fost binecuvântat că cineva m-a întâmpinat la ușă. Am fost binecuvântat de ceai, de cafea, a fost extraordinară. E adevărat? A fost extraordinar fursecurile. Ce v-ați gândit voi? A fost extraordinar. Spune! Majoritatea creștinilor, după ce halesc bine duminica spiritual, se îndreaptă spre ieșire cu burțile pline și cu sufletele pline de cuvânt, de revelații, de nu știu ce. Uită să se ducă în față să spună, frate, am fost binecuvântat astăzi. Aș de mult mai binecuvântat. Uită, dați-mi voie să vă dau idei pentru cei care n-aveți idei. Scrieți o scrisoare, un mesaj, un SMS. Trimiteți-le, bă, ce binecuvântat sunt în Biserica Lumina. Ce binecuvântat sunt Adi cu un pastor ca tine, care mă asculți. Ce binecuvântat sunt cu tine, lider. Acum spun mai mult, Adi, că tu ești aici, Claudius, Oti, ce binecuvântat sunt de slujirea pe care tu o faci. Au venit mulți să spună lucrul ăsta. Auziți bine? Lucrul ăsta noi nu-l știm, noi nu l-am învățat. Ne e greu să facem asta. Dar e un lucru sănătos să faci lucrul ăsta, să spui, sunt binecuvântat că sunt în biserica aceasta. Degeaba într-o zi când Adi se va duce pe acele tărâmuri unde e verdeață și cum se zice, degeaba atunci o să spui, o, Adi, ce păstor grozav a fost, ce suflet bun, degeaba, prea târziu atunci. Acum tu mai poți să-i spui, sunt binecuvântat de lucrarea pe care tu o faci, sunt binecuvântat de ceea ce tu îmi spui, sunt binecuvântat de îndemnurile pe care tu spune verbal, mulțumește-le datorită lucrării pe care o spune-le că ești mulțumit, că ești onorat, ești binecuvântat să fii în biserica aceasta. Dragilor, e normal asta, frate Bică? E normal să te duci la păstorul tău să-i spui, sunt binecuvântat să fiu în biserica asta. Mă provoacă la creștere spirituală, la apropiere de Dumnezeu. Îmi face bine să fiu aici. Chiar și când mă mustri, Claudius, mă ajută. Când te uiți așa urât și când scoți o mustrare din aia, că mă străfunge tot până lăuntru meu, să știi că mă binecuvintează, mă ajută să fiu mai curată, mai sfântă, mai pusă deoparte pentru Dumnezeu. Spune-ți lucrul acesta. E greu, dar se face atât de puțin. Mi-aduc aminte? Deci vă spun. Dacă vin 2-3 persoane să spună la sfârșitul predicii, am fost binecuvântat, chiar am fost binecuvântat de ceea ce ai spus. Dacă vin 2 sau 3 persoane, a venit odată o persoană și a spus, Pică, acum 20 de ani ai avut o predică, 20 de ani, care mi-a schimbat viața. Mi-ai spus cu tare sau cu tare sau cu tare lucru, acum 20 de ani, unde ai fost?
sau 20 de ani, cuvântul a tot lucrat în el. Nu știu cum se întâmplă lucrurile acelea. Spuneți, am fost binecuvântat de cântarea aia. Vai, ce mi-a plăcut. Ce mi-a plăcut mesajul? Uite, lucrul ăla m-a atins, lucrul ăla m-a făcut să fac, să am o altă abordare. Binecuvintează verbal, scrie felicitări, trimite-le felicitări, SMS-uri, așa. Ajută-i, ajută-i. În ce fel tu poți să-ți ajuți liderii tăi? Deschideți ochii, gândește. Căci să gândește gratis, vorba lui Pică, să gândește gratis, deschideți ochii și gândește cu ce poți să-ți ajuți practic liderii tăi. Poate au copii mici, poate se mută, nu știi cum poți să-i ajuți. Dacă ai inima deschisă, cu siguranță vei avea și oportunități să-i ajuți. O, frate Pică, dar cum? Eu să-i ajut pe ei? E normal lucrul acesta să ajut liderii mei? E foarte normal. Dați-mi voi să vă spun, era un băiat, nu știu dacă nu chiar e membru vostru, care, când am avut copii mici, veneam fiecare sâmbătă la mine acasă și 4 ore cu căruciorul îmi plimba copilul, că știa că Pică trebuie să se pregătească de predică. Știa că trebuie să aibă liniște în casă. Și a venit în fiecare sâmbătă și făcea lucrul acesta. A zis, uite, aia pot să fac. Oare ce poți face tu să-ți ajuți liderul tău? Să facă lucrarea mai bine, să aibă mai mult timp. Când se mut, când auzi ceva, cu ce poți să-l ajut pe el? Cu ce poți să-l ajut oare pe liderul meu? Gândește-te la lucrul acesta. Oare cu ce aș putea să-l ajut? Aflu că la Adi place ciocolata. Ce ciocolată îți place, Adi? Sau nu ești cu ciocolata? Nu se vede, ba se vede. Ție nu ți-ar trebui ciocolată, ție ți-ar trebui altceva. Ciocolată dietetică sau nu știu ce. Gândește-te, cum poți să fiu o binecuvântare pentru lid? Gândește-te lucrul acela. Uită-te în jur. Uită-te în jur. Cum pot fi o binecuvântare? Frații mei, în fiecare duminică mă slujesc la ușă. Oare cum pot fi o binecuvântare? Să-i cumpăr o... Am vrut să pun un batic, dar nu mă refeream să-l pune pe cap batic. Și dacă îl pune, n-am eu treabă cu asta. Sau oricum, altceva. Cum pot fi o binecuvântare? Oh, frate Pică, dar știi ce puțin bani am? Dar nici măcar n-ai idee cum te va binecuvânta Dumnezeu pe tine. Prin faptul că tu-ți binecuvintezi liderii tăi. S-a întâmplat într-o zi, eram plecat în misiune. Am venit acasă și eram în misiune și mașina mea avea o roată desumflată. Nu, v-am zis asta? Nu cred că v-am zis. Și am sunat un prieten, un frate și am zis, fratele meu, am o roată desumflată, mâine trebuie să ajung la biserică, te rog, te implor, du-te, ia mașina mea, ia mașina, du-te la colț, la pompă și umflă roata. Te rog foarte mult, știu că am pan, nu pot așa, dar umflă roata, că se dezumflă încetul cu încetul. Fratele nostru a luat mașina, a umflat roata, dimineața m-am trezit, m-am pus în mașină să mă duc la casa Domnului, da? Și dintr-o dată mă uit pe bord, și dintr-o dată văd acul de motorină, tuc, 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 sus. Cum acul? Păi fratele meu a fost să-mi umfle roata. Dar fratele a văzut că motorina era puțină la fratele Pică și s-a pus și m-a binecuvântat. Și omul acela este între voi astăzi, care a făcut asta. Oare cine? Gândește, cum pot fi o binecuvântare pentru frații mei? Ascultă-mă, fii sigur că și ei se gândesc cum pot fi o binecuvântare pentru alții. Nu-ți imagina, oh, numai noi le dăm lor. Nu, fii sigur că ei veghează tot timpul asta. Cum pot fi o binecuvântare pentru aia? Cum pot fi o binecuvântare? Țin minte și dați-mi voi să vă dau un exemplu. Într-o zi, Domnul a pus pe inima mea și a zis așa, vreau să cumperi un aragaz la cineva. Un aragaz, frumos, să cumperi un aragaz. Credeți că aveam bani? Nu, nu aveam bani. Și să vedeți ce idee mi-a venit. Ideea mi-a venit așa, măi, eu cunosc niște prieteni din state, din Anglia, prieteni de-a mei, care am să le spun, uite, Domnul m-a pus pe inimă, ăștia au nevoie de un aragaz, a argumentat și eram sigur că frații mei, ce o să facă? Trimite-mi repede contul, Pică. Vreau să ajut și eu, vreau să fiu parte, vreau să binecuvintez familia respectivă. Și după ce am scris, am așteptat, mă uitam tot timpul să văd ce îmi scriu. Și primesc mesajul și repede treci așa peste mesaj să vezi cifrele, da? Și trec repede și nu erau cifrele acolo. Și mă uit mai repede și spune, Domnul să binecuvinteze pe familia respectivă. Și pe tine, frate Pică, și gândul-i bun și Domnul să vă binecuvinteze. Și ascultați-mă. În nebuloasa asta,
am zis o prostie, am zis un lucru. Știți ce am zis? Am zis așa. Astăzi n-o să apună soarele, auziți-mă bine, până nu am să duc la familia aia un aragaz. În momentul acela când am zis, astăzi nu va apune soarele că eu am să duc la familia aia un aragaz, am mers pe stradă și mi-a ieșit înainte cineva. Ce faci, frate Pică? Nu știu ce fac, dar uite, astăzi o să fac aia. Și au zis, nu te stresa, îți dau eu banii. Dumnezeu lucrează cu viteză, nu-i previzibil, habar n-ai cum o să lucreze El, nu știi de unde o să iasă, nu știi cum le aranjează toate lucrurile, dar îndemnul meu, ca să rămân la tema noastră, tema noastră este binecuvintează, binecuvintează-ți liderii tăi. Binecuvintează. Am fost șocat, stăteam la biserică și a venit un tânăr la mine și a spus, a venit cu un plic și a zis, pastore, am făcut un legământ cu Domnul și am zis așa, primul salar pe care le am, am să-l dau pastorului meu. Spune cineva, wow! Primul salar, a spus, am să-l dau pastorului meu. Am să-mi onorez pastorul. Am să binecuvântez liderul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Liderul pe care Dumnezeu... Dragilor, eu cam atât am avut să vă zic. Dumnezeu ne cere să onorăm liderii noștri ca să fim binecuvântați de slujirea pe care ei o au. De slujirea pe care ei au. În această dimineață, vrei ca binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână? Binecuvântarea ascultării de liderii tăi. Vrei să crească tot mai mult în inima ta? Cu drag, nu de o silă. Nu te ajută la nimic dacă exterior tu îi onorezi, dar în inima ta tu nu îi onorezi. Nu te ajută la nimic. Dacă doar exteriorul tu îți onorezi liderii, dar dacă în inima ta nu îi onorezi, nu te ajută la nimic. Chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare din noi este să onorăm liderii, să-i ascultăm, să ne supunem, să ne rugăm, să-i ajutăm în proces. Dumnezeu i-a rânduit pe ei. Nu vă imaginați nici unul dintre voi că cerul va fi un loc, cerul va fi un loc în care fiecare o să facă ce vrea. Cerul o să fie un loc unde cei care vor să zburde, să zburde, cei care vor să joace, să joace, cei care vor să cânte la iHop-ul, la rugăciune, ei să fie acolo să se cânte, ei să facă... Nu vă imaginați cerul în care fiecare își va face ce va crede el. Nu, cerul o să fie foarte organizat. Toate lucrurile vor fi foarte organizate și o să se știe foarte clar. Nu-i haos. Împărăția lui Dumnezeu nu este haos. Și haos înseamnă inclusiv aceasta. Ordinea pe care Dumnezeu a pus-o în biserica lui îți dă libertate, îți dă binecuvântare. Vrei să rămâi în această libertate și binecuvântare pe care Dumnezeu vrea să o aducă în inima ta? Dacă vezi în inima ta că încă ai rebeliune față de lideri, răzvrătire față de lideri, dacă poate nu i-ai iertat sau n-ai fost de acord cu unele decizii pe care ei le-au luat, dragilor, în această dimineață vreau tu să-ți analizezi inima ta. Nu trebuie să fii neapărat de acord cu toate deciziile lor. Vor fi decizii care n-ai să fii de acord, credeți-mă. Vor fi decizii care poate ai să altă părere. Și Dumnezeu să-ți spună, onorează-L, ascultă-L, l-am lăsat peste tine. De-o gândesc altfel. Și Dumnezeu spune, știu că gândești altfel, dar cer să-ți onorezi liderul tău, pentru că El este Cel care L-am pus, ei sunt liderii pe care eu i-am chemat. Biserica Lumina vă chemă în această dimineață. Mesajul acesta este din partea Domnului, pentru fiecare din noi. Să ne onorăm liderii pe care Dumnezeu ne-a dat. Să trăim cu onoare, aduce binecuvântare peste viața noastră. Aduce binecuvântare peste sufletul nostru. Aduce binecuvântare peste lăuntrul nostru. Îți aduce o altă perspectivă spirituală a vieții tale. O altă perspectivă, dacă tu vei învăța această lecție a onorării, a supunerii față de liderii tăi. Și Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Lumina. Și vreau să doar să mă rog, și nu vreau să mă rog... Doar să mă rog și vreau să mă întreb. Câți dintre voi, mesajul acesta, într-adevăr, a avut un ecou în inima voastră? Câți dintre voi vreți să faceți ceva diferit, mai bun, în raport cu onorarea liderilor? Vreau să vă ridicați în picioare. Doar cei care doresc lucrul acesta, doar cei care doresc, doar cei care, într-adevăr, doresc să aibă o altă atitudine a inimilor. Doamne, mă rog în această dimineață, Duhul Sfânt, Tu ești ajutorul nostru. Duhul Sfânt, te chem, te chem, te chem, te chem, te chem. Cuvântul spune că Tu ne ajuți în neputințele noastre. Duhul Sfânt, Tu ne ajuți pe fiecare în neputințe. Nu ne judeci, nu ne condamni, ci ne ajuți.
Ești acolo să ne ajuți când noi spunem că nu mai putem sau nu știm sau nu știm cum să facem sau nu avem putere să facem. Mă rog în această dimineață pentru Biserica Lumina, pentru toți cei care s-au ridicat în picioare și pentru cei care nu s-au ridicat în picioare. Mă rog, Doamne, să pui un duh smerit în fiecare, Doamne. Mă rog să pui un duh al ascultării, al supunerii față de lideri. Mă rog, Doamne, ca această biserică să fie o cunoscută ca o biserică care își onorează liderii pe care îi are. Mă rog ca locul acesta să fie un loc al ordinii divine, Doamne, și al binecuvântării tale, Doamne. Mă rog ca în locul acesta să se dezvolte, să crească tot mai mult autoritatea ta spirituală, Doamne, autoritatea ta spirituală. Mă rog ca fiecare, Doamne, să fie bucuros în locul acesta, să se supună, să asculte, să se cinstească unul pe celălalt, să se supună unul altuia de dragul lui Hristos, să se supună liderilor, să se supună celor care au daruri, să se supună celor care au chemări în lucrare. Doamne, mă rog pentru atitudine de supunere și de binecuvântare, în dragoste, în libertate, Doamne, mă rog, adu peste biserica aceasta. Doamne, chem binecuvântările tale, Doamne, să-i însoțească. Doamne, chem deciziile tale drepte să fie în conducere. Doamne, cer, Doamne, sfatul tău și povața ta să fie, Doamne, peste cei care conduc destinele acestei biserici în numele lui Iisus Hristos. Doamne, mă rog, mă rog să aibă un duh treaz. Doamne, mă rog ca cei care conduc această biserică, Doamne, să aibă viziune și perspectiva clară înaintea ochilor lor, unde trebuie să meargă și în ce fel trebuie să meargă. Doamne, binecuvintează pe fiecare care este în locul acesta, pe fiecare membru al acestei biserici, pe fiecare simpatizant, binecuvintează, Doamne, cu atitudine bună, cu un duh blând, bun, smerit, Doamne, să-și onoreze, să-și cinstească liderii, să-și binecuvinteze liderii cu toată inima lor și îți mulțumesc că Tu ne-ai ajuns la aceasta. Fie numele Tău binecuvântat peste biserica aceasta, peste viața fiecăruia dintre noi.